Astăzi am colindat vlogării din România și nu numai. Am reușit să strâng o sumă foarte mare de bani pe care am donat-o mai departe cu ocazia sărbătorilor de iarnă unor familii sărace. Acest clip nu este numai pentru divertisment, e o lecție pentru noi toți, așa că stai până la final să vezi tot ceea ce s-a întâmplat. Și nu uita să rupi butonul de like dacă vrei să mă întorc din anul 2024 cu vloguri noi, fresh și super, super mega tari. Am ajuns la prima noastră victimă de astăzi, care este bunul meu prieten Marian Vasilescu. Să vedem dacă ne va primi cu Colindu. Hai să intrăm. Nu suntem la el acasă, suntem la magazinul lui. Trebuie să Colindu. Bineînțeles. Bă, dar ce frumos ai aranjat aici. Băi, da, e primul nostru business și ne bucurăm tare. Dar vreau să-mi spui sincer, te-ai colindat cineva până acum anul ăsta? Bă, nu, așteptam. Cine se colindă? Și ce om, bă? Bă, e o binecuvântare foarte mare și un privilegiu totodată să te am aici, să vă am aici. Și atât timp cât ajutăm, e, cred că, cel mai minunat. Doamne ajută! Adică abia aștept să vă ascult. Hai să dăm! Deschidem ușa creștine, deschidem ușa creștine, că venim și noi la tine. La mulți ani, mulți ani cu mine. Drumul-i lung și-am obosit, drumul-i lung și-am obosit. De departe am venit. La mulți ani, mulți ani cu mine. Bine! Bravo, vorbă. Mai vreți una? Ce-ți mai vreți? Nu, păi încă una, mă. Mai vreți una? Încă o bucată, dacă se poate ceva mai comercial. O, ce veste minunată, lângă Vifraim s-a dat. Astăzi s-a născut cel fără început, cum au spus prorocii, că astăzi s-a născut cel fără început, cum au spus prorocii. Băi, mulțumesc tare suflet și sperăm să avem un an cât mai bun, da, și să reușești cu magazinul ăsta de mobilă frumoasă. Dragule, băi, o sumă nu foarte mare, dar nu contează din suflet. Gestul contează, mulțumim din suflet. Avem de la Marian 100 de euro, 500 de lei, 100 de euro. Noi trebuie să ținem evidența, okay, pentru că vreau să fiu transparent în fața oamenilor. Vreau să pun la finalul vlogului fiecare bonuleț în parte, fiecare lucru în parte, ca oamenii să știe, bă, uite, gen. Sigur, și îți dai seama că la finalul vlogului o să mă autocolin și pe mine și o să le dau. Și ți-am zis o dată și a doua chestie, chiar o piesă de mobilier, un dulap, nu știu, vedem. Super, da, ceva mai mare. Comandăm și le trimitem acasă, bine? Mulțumim tare mult. Hai să mergem la următorul. Am ajuns și la a doua persoană de astăzi și anume Mițanu. L-am prins că e acasă, că i-am găsit aici bijuteria direct la intrare. A ajutat Dumnezeu, noi tot cu Colindu, cu Colindu. Hai să-l colindăm să vedem dacă ne dă și nouă, dă un erop. Hello, Mițanu. Opa, te credeți că se zice, Mițanu, primești cu Colindu? Da, normal, am te primit! Te pun! Doamne ajută! Zi mai, primit cu Colindu? Păi știi să colinzi tu? Da, mă, știu să colinzi. Uite, am venit cu chitarist. Maa, frumos! Suntem toată trupa! Frumos, din alea, așa, stau aici și fac rușcă din alea puternice. Da? Hai! Ia! Deschide ușa, Mițule! Deschide ușa, Mițule, că venim și noi la tine. La mulți ani, mulți ani cu bine. Drumul-i lung și-am obosit, drumul-i lung și-am obosit. De departe am venit, la mulți ani, mulți ani cu bine. Da, mă, da, 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 da,
frumos, frumos. Acum, deci eu n-am mai colindat de când aveam 13 ani, jur. Mamă, dar așa cântai și la... La 13 ani? La 13 ani, nu? Dar tot aveai voce, vocea tot aia aveai așa. Am zis, bă, hai să ne trezim din pat și să facem și noi ceva, dacă tot avem atâția urmăritori, atâția căi de a ajuta oamenii ăștia, am zis, hai să facem și noi un desfumos. Frumos. Bă, da, frumos, frumos, frumos. Așa că primim donații acum de la Misu, că ne-am gata, am adus la Docheșana. Uite aici din partea mea, fratele Paigan. Mamă, s-au primit donația de la Mițanu. Pe 50 de euroi. Am ajuns la următoarea persoană care este chiar leapșa precedentului, adică Marian Vasilescu, și am venit la doamna Monica Munteanu, să rămână nesculat de deranj, și am nimerit chiar prost, pentru că am nimerit într-un meeting cu Ionuț Diu aici, fost rău de tot, așa că dacă i-am prins pe toți, o să-i colind pe toți, o să cântăm o piesă, hai să facem. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim și noi la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Drumul lung și-am obosit, drumul lung și-am obosit, de departe a venit, la mulți ani, mulți ani cu bine. Perfect. Și acum bani. Bani. Ați venit la locul potrivit. Vreau să vă întreb înainte de asta, ați mai fost colindați până acum? Nu. Eu am fost chiar în dimineața aceasta, este la mine pe străin. Nici un pic am de vreme pentru colind. Deci despre o persoană care a fost colindată până acum. Chiar aici, în camera asta, am fost colindată. Mulțumesc din suflet. Avem și aici. Păi ai venit la birou de management. Noi câștigăm cei mai mulți bani, nu ei. Mamă, frate, deci... Dar nu vrei să veniți alături de noi când dăm toate chestia asta la copii pentru noi? Din păcate, mâine nu sunt. Dar wow. Ești ambasadorul potrivit. O să mă îmbrațe? Sigur că să rămâne. Mulțumesc din suflet, mulțumesc mult de tot. Rămâne în brațe. Te-am și pe tine în brațe, deși te urăsc. Da, mulțumesc. Uite, Denisa, hai să mergem la următoarea persoană. Bun, guys, aici am început pe zi și ne-am adus seara, e seara, să mă arăt Jacksona deja. E mâine! Suntem aici alături de fratele Zbâr, am venit să-l colindăm și pe el, nu știu dacă știi. Noi strângem bani pentru cauză nobilă astăzi. Câți bani ați strâns până acum? Până acum am strâns 32 de milioane, dar o să pun eu peste, o să pun eu peste. Se-ți bine, se-ți bine. Ca să ajungem bine, am pregătit un colind pentru tine, sper să-ți placă. Să-l auzim! Tu ai mai fost colindat azi? Nu. Azi, anul ăsta. Sincer, nu știu dacă am fost colindat vreodată. Vreodată? Nu pot să cred. Deci am așteptări mari acum, să văd și eu cum e. Hai, dă-i. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, să-mi iau taica-n ca tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Zici că ți-ai pregătit? Bă, din ăștia n-am văzut în viața. Am mai văzut, dar este... Dar nu așa mulți. Dar nu așa mulți, ați foarte mulți. Băi, mersi din suflet. Plăcere. Și sper să ajute. Să te uiți la vlog, că e pe bune și gen... Chiar mă bucur că noi putem să facem chestia asta, pentru că să ne urmăresc de un anumit număr de oameni, știi, și... Dacă toți suntem urmăriți de atâtea persoane, să facem niște lucruri frumoase, știi ce zic? Da. Guys, am ajuns și la fratele nostru, Andu, sau cum știți voi, Guriță Mică. Hai să colindăm și noi aici, așa, să facem și noi un gest frumos, deci fără alte introduceri. Deschide ușa creștine, bă, ce frumos cântești de bun. Deschide ușa. Nu știu dacă cânt așa frumos, mă jur. Că venim și noi la tine. La mulți ani, mulți
cam voce ce... Deci nu, deci mie nu mi-a cântat niciodată până acum, vă jur. Bun, fraților, deci Colindu Colind, acum știu cum să zice bani bani. Pe oamenii ăștia nu-i găsesc acasă, îi găsesc să-i colind decât în trafic, înțelegeți, gen la geam, acolo, așa, ca Charlie Chaplin. Mersi mult de tot, Andule, te pup, Crăciun fericit și numai bine, sărbători fericite. Guys, între timp s-a lăsat și noaptea, a fost foarte aglomerat în București astăzi și a trebuit să facem o oră dintr-un cap în altul, efectiv. Între timp am pierdut chitaristul pe drum, dar l-am găsit pe frațiorul nostru, pianistul! Bă, Doamne ajută! Zic că ești legată de colindat, Doamne. Ajutăm familia, facem bani mulți. Am emoții, dar tot timpul când fac o faptă bună, am emoții, nu știu. Facem bani mulți rău de tot și pe cine colindăm acum? Câți bani strâns până acum? Până acum am strâns o sumă destul de convenabilă care este scrisă pe ecran. În continuare, și fără prea multe introduceri, acum suntem la Bogdan Mocanu la bloc și mergem să-l colandăm. Să-l colandăm. Hai că-l colandăm, dacă e. Să-l colandăm. Mergem să-l colandăm. Mergem să-l colindăm pe Bogdan Mocanu, care e, ce credeți, este live pe TikTok fix în momentul ăsta. Hai să mergem. Și guys, vedeți că s-a schimbat tot background-ul pentru că am ajuns la frățiorul nostru Bogdan Mocanu, care e dezlipit de live. Faci, mă, bani măcar? Da, frate. Până faci bani mulți? 4.000 până acum am făcut. 4.000 de euro? Da, frate, mă rog. Jură-te. Deci plecăm și noi cu 1.000 acasă, hai! Ia uzi! Deschide Oh,
Mamă, 6 milioane. 6 milioane de amocanele. Deci, doamnelor și domnilor, ați văzut Bogdan Mocanu, fratele nostru cu suflet mare, ne-a ajutat și ne ajută de fiecare dată și e mereu disponibil. Eu mai am vreo 3-4 campanii, să știi, că dădeam mai mult, sincer. Mai are 3-4 campanii, da, mă, dar nu contează, pentru că asta nu e nici să le explic oamenilor, bă, nu contează suma, contează gestul, că am mai dat așa telefoane, nu mă bag, nu scoate. Bă, nu știu, frate, adică eu înțeleg că trebuie să fim buni pe tot parcursul anului, știi ce zic? Dar, bă, frate, dacă nu poți să fii bun măcar pe tot parcursul anului, bă, măcar să fii bun, bă, o lună. Da, frate, ce e cel mai important? Și mereu zic asta, am mai zis-o și o să mai zic o dată. N-a făcut niciodată în viața mea, n-a făcut o faptă bună fără să ne se întoarcă de 10 ori înapoi. Cel puțin de 10 ori. Adică... Da, ai făcut-o fără să te gândești că... Da, nu, ăsta era scopul ca să ne întoarcă. Aia zic, ce n-ai simțit să o faci. Mi-a fost din suflet. Da, și dacă nu simți, mai nu faci. Da, exact. Felicitări ție, de fapt, că Antonio i-a luat. Mulțumim din suflet. Guys, a fost o zi tare lungă ieri. Am plecat foarte obosit de la colindat, dar pot spune că sunt foarte fericit pentru că am reușit să strângem suma de 5.000 de roni. Am adăugat și eu niște bănuți peste și am strâns în total 1.000 de euro. 5.000 de lei care vor fi donați către două familii care, ce credeți, sunt chiar din orașul meu. Probabil ați recunoscut casa asta în care am filmat o grămadă de vloguri pentru că sunt la părinții mei, sunt la familia mea. Și am zis, băi, cât de frumos ar fi să donez banii ăștia chiar la niște familii orașe din orașul în care eu am copilărit, în orașul în care eu am crescut. Așa că am vorbit cu preotul de la noi din oraș și m-a sfătuit să donez acest bani către două familii care nu au deloc o situație bună materială, care au foarte, foarte multe lipsuri și acești bani i-ar ajuta foarte, foarte mult. Este o vreme extrem de frumoasă afară, am ajuns la magazinul de unde vom cumpăra toate lucrurile de care au nevoie familiile pe care le vom ajuta noi astăzi. Între timp, în drum spre magazin, am oprit și la biserică să întrebăm de ce au nevoie, pentru că nu vreau să cumpăr chestii efectiv în plus, vreau să cumpăr efectiv tot ce au ei nevoie, așa că am luat și o remorcă din asta forță rău de tot ca să cărăm, pentru că oamenii au nevoie de mașină de spălat, au nevoie de paturi supraetajate, deoarece nu au unde dormi, efectiv nu au unde dormi, nu au unde să-și spele rufele, frate, și efectiv, nu știu, mă doare sufletul când văd că eu am toate lucrurile astea și câteodată nu știu să le apreciez și nu știu să mulțumesc lui Dumnezeu că le am, știi? Și poate v-am obișnuit cu picant mobilul, dar astăzi am luat pican bolidul lui tata, pentru că eu nu aveam cârlig pentru remorcă și avem mare nevoie la cărat, așa că nu ne mai lungim cu vorba, hai să mergem în magazin să luăm toate nebunile, toate lucrurile de care avem nevoie. Am găsit această mașină de spălat de la Samus, care are 7 kg și are un preț foarte, foarte bun, este 1229 de lei, deci la momentul ăsta din 5.000 de lei am scăzut 1230 de lei, oricum bugetul nostru nu este fix 5.000 de lei, pentru că dacă va mai fi ceva de cumpărat în plus, o să dau tot de la mine, pentru că chiar vreau să ajut aceste două familii. Deci am luat mașina de spălat. Acum hai să căutăm două paturi supraetajate, pentru că sunt foarte mulți copilași și au nevoie de un loc unde să doarmă, dar nu putem cumpăra un pat dublu pentru că nu au destul de mult spațiu să pună un pat dublu, așa că o să luăm două paturi supraetajate, sper să-i ajute. Gata, guys, am luat un aragaz din asta forță rău de tot și o mașină de spălat, care sunt foarte bune și foarte calitative. Le-am pregătit pentru copii, mergem să le plătim și să le donăm. Gata, guys, am luat și patul cu două saltele, este un pat supraetajat metalic, foarte, foarte bun, cea mai bună calitate. Acolo avem mașina de spălat și aragazul și mergem să le donăm. O să vă arăt și bonul mai târziu ca să vedeți că totul e safe și totul este în regulă cu bănuții. Pentru a scăpa de orice fel de suspiciune, din cei 5.000 de lei am plătit 4.245 de lei, deci mai avem practic buget 7 milioane jumate din care să cumpărăm alimente, dulciuri și tot felul de chestii din asta de consum. Și mai avem încă o mică dorință pe care sper să o acoperim, și anume o pereche de ghete de fotbal mărimea 39. Este duminica azi, este ajunul Crăciunului și nu știu dacă reușim să găsim vreun magazin deschis să putem cumpăra ce ne dorim noi să cumpărăm, dar mă bucur că am reușit să cumpărăm toate lucrurile astea, că m-am gândit că nu găsim deschis nici la magazinul din astea de bricolaj. Așa că vă arăt încă o dată, dar oricum putem să punem și pe așa, sper că focalizează, 4245 de roni din cei 5000 de roni. Hai să mergem mai departe să cumpărăm tot ce ne-a mai rămas de cumpărat. Gata, guys, remorca este plină ochi. Acolo avem aragazul, mașina de spălat, două saltele, patul metalic și aici în locușorul ăsta, plus portbagajul mașinii și mașina, o să băgăm cărniță, dulciurile pentru copii, jucărele, ce mai găsim noi. Hai să continuăm cumpărăturile, dar mă bucur că greu a trecut, au încăput toate, mi-a plecat o piatră de pe inimă și sunt foarte fericit. Gata, guys, am cumpărat și consumabilele, dulciuri, lapte, ouă, făină, ulei, de toate, fructe, legume, am cumpărat efectiv tot ce se poate cumpăra pentru a avea un Crăciun fericit. Avem și aici
aici și bonul, care este de 604 lei. Dacă facem așa un calcul rapid, dar oricum îl aveți pe ecran, avem undeva la 4250 de lei, cu cei 600 avem 4850 de lei, iar de restul banilor am cumpărat aceste ghete cu crampoane pentru unul din cei 10 copilași care își dorește neapărat să se apuce de fotbal și nu avea încălțămintea potrivită și îmi doresc să susțin visele copiilor, iar întâmplarea se face că el ar și rămas singurul pe din afară din cei 10 copii care nu a primit ceva de încălțat iarna asta, așa că am zis să-i fac cadou crampoanele astea. Hai să încărcăm totul în mașină și să mergem să facem surpriza, să facem cadou ăsta frumos de sărbători. Gata, guys, în momentul de față am ajuns la familia căruia trebuie să îi donăm tot ce se află aici în spate. Nu știu exact ce e aici, că sunt două familii. Nu știu exact ce e aici și ce e acolo. Dar cam astea sunt condițiile. Cam ăla e mai sus acolo, acolo stai la blocul ăla? Da. Și cum e acasă la tine? Uite, el e unul dintre copiii căruia o să-i dăm noi astăzi lucrurile astea, care zic că mă cunoaște, nu? Da. Cum mă cheamă pe mine? Da? Și tu ești fotbalist, nu? Da. Dar știi că am făcut o surpriză foarte mare azi, nu? Da. Ia uite ce am o mașină pentru tine. Deci tu ai zis că porți 39, nu? Da. 39, 40? Da. Ia, vezi, ce e aici? Ia uite. My God! Cum sunt astea, stari? Da. Păi, dar sunt prea mari pentru el, nu sunt pentru el. Da, da. Sigur pentru tine sunt? Da. Da? Și te apuci de fotbal? Da. De-aia zis, plac? Da. Sunt frumoase? Care e culoarea preferată? Albastru. Albastru, deci te-am nimerit, nu? Da. Bravo. Și tu cu cine mai dormi? Eu? Cu fratele meu. Cu fratele tău în același pat? Da. Da? Și te înțelegi cu fratele tău? Da. Foarte frumos. Și ei unde sunt acum? Vin și ei? Ei sunt acasă. Da? Bine, hai că așteptăm să coboare. Ei sunt familia pe care o să-i ajutăm astăzi. Din câte am înțeles de la domnul preot, ați avut nevoie de un pat, da, nu? De un pat și de un aragaz, da, nu? Sperăm să vă ajute din suflet. Da, mulțumesc din suflet. Toate aceste cadouri au fost făcute de către niște prieteni ai mei care au donat cei mai departe. S-au adunat o sumă de bani și am zis că să-i dăm și noi mai departe. Nu știu cum stați cu alimentele de vama și trei cunși din astea mari. Cu alimente, cu fructe, cu lapte, cu pui, cu... de toate, cu porc. Răscurcați voi, dar vedeți că e grea. Uite, de lungul, de lungul. Mă ajute unchiul, că e grea. Asta e, o saltea. Nu, dar nu e, nu. Sperăm că o să vă și în capă, dar eu cred că e ok. La mine la asta, dacă e să mă ajut să urc în casă, că restul e poți să le... Păi, nu urcăm la cu ia mâna! Se când iau plasele și ei și sunt mici mai grele plasele decât ei. Hai să duce pe toată acum, dacă tu le-am luat, de ce să le lase aici? Da, normal. Știi? Iar până ai luat mâine, ca clita! Hai sus, vii sus? Da. Hai. Ia uite ce ți-am luat aici. Știi ce ți-am luat aici? Cupa! Ce crezi că am luat aici? Uite, tu ești ăsta! Stați aici, a filmat ca să mă duc eu să iau aragaz. Ia uite! Uite, mă urmărește. Asta este camera în care locuiesc 5 copii și mama lor, ia, pentru că tatăl lor, uite, în momentul de față nu este cu ei. Da, le ține suflet. Așa? Astea sunt condițiile, guys. Au o sobică mică, au aici un loc unde s-o să-și facă de mâncare. Uitați-vă unde își găteau, efectiv. E cu unde sta, gas cooker. Și aici își făceau ei. Nu mai faci așa. Efectiv unii în ăsta, dar acum o să înlocuiască toată masa asta. Bănuiesc că o să-și pună undeva. Și acum o să înlocuim toată măsuța asta cu un aragaz. Și mă bucur că am reușit să facem toate aceste lucruri. Vreau să le mulțumesc. Mere, da, cele mai bune mere. Ha, bate cupa. S-a ascultat de mami, da? Bate cupa. Da, ușor, așa. Eu vă urez sărbători fericite, numai bine. Să fiți sănătoși, că asta e important în primul rând, să fiți sănătoși. După care le faceți pe toate. Super. Și fiecare cameră din asta găzduiește câte o familie, vă? Patru familii într-o singură casă. Pa, să creșteți mari. Guys, am ajuns la cea de-a doua familie care locuiește chiar aici, în această clădire, care este tot la fel o clădire din aceasta care găzduiește mai multe familii, iar condițiile sunt efectiv rele, rău de tot. Mă doare efectiv sufletul când văd că oamenii trăiesc în astfel de condiții. Hai să mergem să le dăm tot ce am cumpărat cu ajutorul oamenilor care au participat în acest clip și cu ajutorul vostru și să le facem sărbătorile mai fericite. Salut! Dacă de mare să mai crești, că ești destul de mare. Ce faceți, copilași? Cum vă cheamă? Cum te cheamă? Izabela. Izabela, pe tine cum te cheamă, micuță? Mădălina. Și pe tine? Gabriela. Ia uitați ce v-a adus moșul. Voi vă duceți la biserică?
în fiecare duminică. Da? Vă ce scutati? Deci, doamnă, noi v-am luat așa. Am luat 3 pungi pline cu alimente și am luat și o mașină de spălat rufe, cam înțeles că... Uite tractorul ăsta. Ia. Da, este un tractor care s-a nu, face... Și băiatul meu te apreciază și place foarte mult de tine. Să rămână din suflet. Și dacă ai putea, da? Eu când am cumpărat aragazul, da? Deja uite, cuptorul nu mai merge și nu vreau, că eu sunt pe butelie, nu avem gaze. Așa? Și am... Îmi merge foarte prost. Nu pot să le fac și un aragaz. Ia vin altul, deci, o să vă luăm și un aragaz. Iulica al meu te apreciază foarte mult și nu-i vine să creadă că ești de acum. Uită-l, uită-l aici. Mi-a mâncat la mobilă, mucegaiul. Se umflă. Se umflă pur și simplu. Vedeți, oameni buni, că lucrurile nu sunt chiar așa de roz cum se întâmplă în viața voastră. Așa că, cine știe, eu mă rog. Aici trăim. Dacă tot mă urmăresc atâția oameni, eu mă rog. Dacă cumva se întâmplă, eu tot vreau să fac lucruri bune, nu doar de Crăciun. Dacă facem cumva o strângere de fonduri și strângem bănuți ca lumea, poate facem cumva să reabilitați camerele astea două, măcar cât să fie mai locuibil decât e în momentul de față, știi ce zic? Ce faci, Nicuță, cu ce te joci acolo? Ce faci acolo? Deci, ăsta e blocul. Mă bucur că măcar am reușit să schimbăm ăsta, pentru că mi-a spus că făcea gălăgie mare, rău de tot, nu? Dar nu mai ce să mă... A, și nu mai mergea? Nu mai. Și, păi și de ce nu mi-a spus domnul preot că aveți nevoie și de aragaz? Nu, îți mulțumim pentru orice. Domnul părinte, când aveam noi în casă, eu aveam mașina pornită și făcea... A, și de atunci și-a dat seama. Și de atunci el și-a dat seama, dar nu și-a dat seama și de aragaz. Pe tot în sumea de sub pom. Ești la liceu la numărul 2? Și cum merge școala? Merge bine? E ok, da. Da? Foarte bine. Să termin 12 clase și să-mi muncesc să-i bat. Dai, bă, că tu te mă risc și mă ducesc pe lângă să-și adoc. Trebuie să-i ții bac. Vreau să-și apremi și bac. Copii, fiți atenți. Până mă duc eu scutate să iau mașina de spălat rufe, ia, uitați-vă pe aici ce v-a adus moșul. Bine? Le puneți acolo în pas și vă uitați și... Hai! Hai ce e aici, da. Ce e aici? Vreți să nu... Și ce e apă? Sunt iavru în șobolan? Mamă, sunt șobolan pe aici? Ma. Stai că acum e puțin să vezi când plouă, Antonie. Deci uitați-vă cum sunt, cum, uitați-vă cum arată. Efectiv, catacombe, mâncați și gurița ta, catacombe. Când plouă, alea torențiale până aici ajută. Când a fost torențial, a ieșit pe aici. Pur și simplu, deci n-am știut că și eu am nevoie de aragaz, o să aduc un aragaz. O să vedeți la mine pe Instagram, pe story, când o să mă întorc eu la Morin, o să mai venim să mai luăm un aragaz, mi se pare. Efectiv nu am cuvinte să spun ce simt în momentul de față, doar că sunt foarte emoționat și recunoscătorul Dumnezeu că am tot ceea ce am în momentul de față și nu cred că are rost să spun că nu am făcut vlogul ăsta ca o laudă, ca pe o laudă, că uite ce am făcut eu, că eu am ajutat, că nu știu ce, că nu, n-am făcut chestia asta ca o laudă. Inițial ideea mea era să colind vlogării din România, după care m-am gândit, băi, la colindat primești un lucru. Și m-am gândit că lucrul o să fie bani și am zis, frate, eu banii ăștia trebuie să-i donez, trebuie să fac ceva constructiv cu ei. Și uite că Dumnezeu m-a îndrumat către un preot foarte, foarte bun de aici, de la mine, din orașul în care eu am crescut, care mi-a dat mai departe două familii care, din câte ați văzut, chiar au nevoie de ajutorul nostru. Și poate pe viitor, pentru că am o comunitate foarte, foarte frumoasă de oameni, ne vom mobiliza, vom face poate niște live-uri caritabile să strângem mai mulți bani, să-i ajutăm, să le oferim și lor cât de cât, măcar acolo, niște condiții de viață ok. Hai să mergem că să vedem și noi cum se bucură copiii de ce le-am adus, să vadă și mașina de spălat. Cum să vedeți copiii? Vă place ce v-am luat? Da? Da? Telefonul, mă. Papați tot? Bate cupa. Fă pe telefonul. Bate. Bate palma. Bam. Bate și tu. E tu? Bam. Faceți-vă pozică. Hai să facem și o pozică. Așa, să-l salutați și pe băiatul cel mare din partea noastră. E băiatul cel mijlociu. Băiatul mijlociu din partea noastră. Să fiți sănătoși, să vă rugați în continuare, că mă bucur că uite, sunt oameni care au de toate, sunt bogați și nu au credință în Dumnezeu. Și altfel sunt săraci. Adică degeaba au de toate dacă nu au credință. Păi ce înseamnă? Aia zic. Și degeaba au de toate dacă nu au copii. Înțelegi? Înțelegi, pentru că copiii sunt bogăția omului. Și noi oamenii nu trebuie să judecăm. Să rămână. Faci acum pe 13 ianuarie, 3 ani. Să rămână, să aveți un an cât mai bun. Și tu la fel și tot ce cu fericire, dorești, cu sănătate. Multe. Să fie. Să fim sănătoși că rest le facem pe toate. Doamne ajută. Să rămână.
Nu uitați, guys, să fiți mai buni și nu doar în perioada sărbătorilor. Sper ca pe viitor, anul care vine, să facem cât mai multe chestii de genul acesta, pentru că efectiv te simți altfel. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au participat în acest vlog și care au ajutat cu orice sumă de bani. Vreau să vă mulțumesc vouă că sunteți lângă mine și că mă susțineți la orice pas. Sperăm să avem un an cât mai bun, plin de sănătate, plin de lucruri frumoase, plin de fericire. Sper că prin acest vlog aveți și voi ceva de învățat și o să începeți să apreciați mai mult lucrurile pe care vi le oferă părinții voștri, să credeți în Dumnezeu și cam atât. Eu am fost Antonio și v-am pupat. Pa!